împreună. Domnul Amin. Să binecuvinteze pe fiecare dintre noi, cei prezenți, cei care sunt absenți, să binecuvinteze biserica aceasta, localitatea aceasta Amin. Și să asculte rugăciunile noastre. Spuneam și, pare mi se că asta e o săptămână când a fost la priveghi, privind priveghii și aceasta, tot ce ne oferă, tot ce ne înconjoară, de fapt, mai mult, la neputințele pe care noi le avem, văzând comportamentul naturii față de noi, față de omenire, însă să nu uităm că acest comportament al naturii ascultă de cineva. Cel care coordonează toate aceste lucruri nu face altceva decât răspunde omenirii față de poziția oamenilor care o au față de Dumnezeu. El răspunde printre acestea toate, răspunde omenirii. Și în ciuda tuturor acestor lucruri, mă bucur atât de mult când văd că în casa lui Dumnezeu, copiii lui Dumnezeu se strâng, îl slăvesc pe Domnul și mulțumesc pentru că avem pentru ce, fraților. Amin. În primul rând pentru pacea din țară, ar trebui fiecare, deci în fiecare rugăciune să mulțumim Domnului pentru lucrul acesta. Apoi celelalte, chiar dacă seceta aceasta a lovit și lovește întreaga Europa și 80% am putea să spunem întreaga lume, noi știm că cei ce se încred în Domnul nu vor duce lipsă de niciun bine. Și Domnul va fi cel care ne va purta de grijă și ne va călăuzi pe fiecare dintre noi. Amin. Am citit acest text și dacă privim în textul acesta, deși nu sunt un om, sunt o persoană delicită cu pescuitul, abar n-am în sensul acesta, dar ne luminează Evanghelia, cuvântul, pentru că din Evanghelie, din cuvântul lui Dumnezeu vrem să și vorbim și vrem să luăm aminte, Amin nimeni? Amin. Domnul să ne binecuvinteze. Vreau să fim receptivi la cuvântul Domnului. Ați observat cum stăm așa în mătătoleala noastră, când e vorba de orice lucru? Să luăm aminte și apoi să împlinim. Amin. Așa, Domnul să ne binecuvinteze pe tot. Amin. Dați-mi voie să spun și lucrul acesta. Știți, Dumnezeu vorbește câteodată când are în vedere să ridice pe unul singur vorbește întregului popor și dă întregul popor pentru că măcar unul de acolo să trezească. Și nu-i vorba ca să vorbească întregului popor, câteodată vorbește pentru singur om. Și aminte întregului popor. Trebuie să înțelegem căci în noi există acea putere care Domnul Iisus Hristos a spus așa, voi să nu vă depărtați de Ierusalim până când nu veți primi o putere. O putere. Și aceea putere ne face pe noi să strigăm Ava de gata. Amin. Din confortul nostru pe care îl avem adeseori în rugăciunile noastre, cam trebuie să ieșim din el, e vremea în care să ne trezim la realitate fiecare dintre noi în mijlocul familiilor noastre, față de familie noastră, de copii, față de societate, față de biserică, în primul rând, să ne ridicăm puțin din confortul acesta și să îi dăm slavă Domnului prin rugăciunile noastre și prin tot ceea ce facem, să facem, prin tot ceea ce slujim, să facem cu bucurie înaintea lui Dumnezeu. Nu am cu nimeni nimic în sensul acesta, dar doresc atât de mult ca Domnul să cerceteze biserica aceasta și să lăsă Duhul Său cel Sfânt să ne miște puțin. Amin. Nu am vrut să spun că să ne zgurie, să ne miște puțin așa, să ne clatine ca să ne dăm seama că totuși toate lucrurile coordonează Dumnezeu. Amin. Din text deducem două mari lucrări, una însă pescuirea în sine, când stăm și ne gândim că acești oameni, desigur, Simon nu era chiar singur în corabia, poate și avea echipă sau ceva, să se trudească o noapte întreagă și să vină cineva și să spună depărtează la mar pentru că va urma să arunca vrejele pentru pescuire. Văzând că o noapte întreagă nu prinde nimic, cam greu să spună cineva lucrul acesta, însă uitați că totuși minunea își are și al doilea lucru care îl scoate în evidență textul este puterea cuvântului. Și când ne gândim la puterea cuvântului, revenim la prima minune, la prima lucrare, dar puțin la puterea cuvântului,
observăm oameni din Sfânta Scriptură care au spus atunci când a fost locul și timp momentul potrivit, nu va mai ploua decât după cuvântul meu. Ăsta a fost Ilie. A fost Iisus spus citat. La puterea cuvântului. Și avem, mai avem exemple din Scriptură în sensul acesta în care oamenii lui Dumnezeu, la cuvântul lor, Dumnezeu a ascultat și a făcut mari minuni. Însă aceasta dovedește că acești oameni au fost oameni temători de Dumnezeu și ascultători de Dumnezeu. Pentru că la un moment dat îl strigă Dumnezeu, Ilie, ce faci tu aici? Am rămas singur. Crezi tu, Ilie? Uitați, de multe ori noi, în slujirile noastre, în lucrările pe care le facem, devotamentul pe care îl avem pentru lucrarea lui Dumnezeu, ni se pare că numai noi facem. Dacă facem curățenie, că numai noi facem. Dacă facem o slujbă la predică, că numai eu predic. Dacă facem o slujbă la cântare, că numai noi cântăm. Că ăla, de ce nu? Nici o problemă. Fiecare în dreptul nostru poate. Chiar te-a pus Dumnezeu în locul acela. Chiar te-a pus Dumnezeu în locul acela. Și trebuie slujba făcută într-așa fel încât, în viitor, printre aceasta nu faci altceva decât stai la dispoziția lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să te poată asculta și să-ți poată da putere în cuvântul Său. Mulțimea care îl înconjura pe Domnul Iisus Hristos avea nevoie și, de fapt, pentru aceasta s-au adunat cei care erau, pentru că cei care nu erau curioși să asculte cuvântul Său, care nu erau curioși să audă minunile lui Dumnezeu, să audă ceea ce le spunea Învățătorul în vremea aceea, în mijlocul lor, stăteau și vedeau de problemele și treburile lor. Însă cei care îl înconjurau erau atât de curioși și Domnul Iisus Hristos privea lucrul acesta. Au mai fost niște oameni curioși să vadă și care au spus, știți care-i treaba. Deci până când a venit omul lui Dumnezeu, parcă îi văd. Că de multe ori și la noi se întâmplă așa, chiar dacă se predică, chiar dacă se cântă, mai ales când știm că trebuie să vină cineva, când se aude ușa, tot după ușă, nu? Mă gândesc că așa au fost și oamenii aceia, când îl așteptau pe omul lui Dumnezeu să vină și din momentul în care a apărut a spus, o, ce bine că ai venit. Pentru că și noi aici toți suntem adunați să ascultăm ce îți va porunci Dumnezeu ca să ne spun. Noi când ne adunăm în locul acesta, desigur, mă gândesc că de acasă venim cu dorința aceasta să ascultăm, să vedem ce ne mai poruncește Dumnezeu prin cuvânt, ce ne mai mustră prin cuvânt, prin Evanghelie, prin cântare, ce ni se spune și în timpul acestor lucrări, în timpul acestei slujbe, fie că se cântă, fie că se predică, fie că se recită o poezie, aș dori ca fiecare dintre noi să ne punem viața noastră în momentul respectiv și chiar și momentul acesta, să ne punem viața noastră paralel cu ceea ce noi auzim din cuvântul lui Dumnezeu și dacă nu suntem în conformitate cu lucrarea, nu suntem cu paralel cu cuvântul lui Dumnezeu, repede, în cugetul minții noastre, să luăm atitudine față de starea noastră pe care o avem față de Dumnezeu. Pentru ca să-L putem determina pe Dumnezeu, atunci când ne adunăm în locuri ca și acesta, atunci când acasă te pui pe genunchi, să-L putem determina pe Dumnezeu ca să ne asculte, ca să ne vindece, ca să ne binecuvintează, slăviți să fie numele Domnului. Amin. Pentru că ați observat, ne rugăm rugăciuni de ani, de zile, neîmplinite, unele lucruri sunt ele, dar sunt lucruri care trebuiesc aduse înaintea lui Dumnezeu cu stăruință și necontenit. În felul acesta sunt sigur că Dumnezeu ia aminte. Pentru ca să vorbească Domnul mulțimii în vremea aceea, s-a folosit și a avut mare nevoie de Simon. Și nu numai de Simon, și de corabia lui. Și mă gândesc că în biserica aceasta, de multe ori, ca să vorbească Domnul, ca să poată vorbi, Domnul are nevoie de fiecare de dintre noi. Și de aceea ne-a chemat la el, pentru că are nevoie. Și important este, stăm noi la dispoziția lui Dumnezeu. Omul acesta, când învățătorul îi spune, depărtează-o de la mal acum și aruncați-vă mrejele pentru pescuire. Învățătorul, toată noaptea am făcut lucrul acesta, nu? Toată noaptea l-am făcut, dar la cuvântul tău, dacă tu spui lucrul acesta, uite cum fac, nu? Sunt în viața noastră
atâtea lucruri și neîmplinirea dorințelor, neîmplinirea cererilor pe care noi le avem înaintea lui Dumnezeu, ele pot determina mulți factori, mulți în care depinde de felul nostru de trăire înaintea lui Dumnezeu. Și spuneam că a avut nevoie de Simon și astăzi are nevoie de noi, de fiecare. Noi, este important dacă stăm la dispoziția lui Dumnezeu. Știa, Domnul Iisus cunoștea că și mulțimea care dorea ca să-L asculte, salvarea lor nu este printr-o altă modalitate decât prin cuvântul care El îl va rosti. Și oamenii când îl vor auzi, îl vor asculta, îl vor împlini și vor veni la El. Și în felul acesta, poate ca să salveze, ei pot ca să fie salvați, se pot salva din felul de șer de viețuirea lor. Bineînțeles că mai târziu, prin meritul jertfei Domnului Iisus Hristos, de fapt, El pentru aceasta a și venit în lumea aceasta. Sunt cazuri în care, desigur, noi suntem aceia care, dar înainte de asta, ca să ne ducem cu gândul la Simon Petru, care atunci când s-a întâlnit și atunci când Domnul Iisus l-a chemat și a spus, dacă vii după mine și chiar vino după mine, pentru că eu am să te fac pescari de oameni. Îți schimb meseria aceasta, însă am să te fac pescari de oameni. Și noi, când facem o anumită lucrare, pentru că pe noi Dumnezeu ne-a scos din groapa vieții, din furul mocirii, ne-a pus picioarele pe stâncă, în gură o cântare nouă, ca mulți să vadă lucrul acesta, să se minuneze și să creadă în Dumnezeu. Pentru aceasta, acesta e scopul pe care Dumnezeu pe noi ne-a scos. Și slavă Domnului că s-a lăsat găsit de noi și noi, căutându-L, am dat de vestea bună, am ascultat și L-am urmat pe Domnul. Însă lucrarea pe care noi o facem, încercăm și noi, ca să pescuim, să zicem așa, ca să înțelegem, și acum merg în paralel doar cu textul, să pescuim din lumea aceasta oameni care sunt sortiți pieirii, însă este atât de important, atunci când încercăm să pescuim, care și cu ce fel de momială atragem noi acești pești. Pentru că, știți, spunea un pescar bătrân, este puțin mai hazliu așa cuvântul acesta, spunea că tot timpul atunci când te duci și vrei să pescuiești, sunt doi oameni cu puțină minte, să zic așa, sunt două probleme acolo, nu doi oameni, sunt două probleme, pentru că pe mal stă unul cu fără puțină minte și în apă stă unul mai deștept și încearcă să se prăierească unul pe altul. Ei, nu chiar așa stau lucruri în partea spirituală. Noi când încercăm ca să facem lucrul acesta, important, cu ce momim noi lumea? Prin faptele noastre, pentru că suntem puși în biserica aceasta ca să fim o lumină. Ești așezat acasă, acolo unde stai, pe strada care stai, în locul în care stai, ca să fie o lumină. Să vadă oamenii lucrul acesta, cei din întuneric să vadă lumina și se atrag toți spre lumină. Și la serviciu ești pus, ești așezat ca să fie o lumină și peste tot. Fiecare dintre noi suntem așezați ca să fim o lumină și zic, Doamne ajută-ne. Amin. La lucrul acesta, ca sufletele noastre să răspândească, noi să răspândim o lumină, pentru că suntem de fapt în lumină și lumina este Iisus Hristos. Într-un moment dat, într-un timp de criză, într-un timp de neliniște în viața acestui om, apare văzătorul și îi spune, trage corabe, nu? Poate ai fost chemat. Ai fost chemat la o anumită slujbă, ai fost chemat să faci ceva pentru biserică, chiar în momentul în care erai cel mai nemulțumit față de lucrarea care se face în biserică. Poate în momentul în care ai fost cel mai supărat pe fratele care a predicat ultima dată, pentru că prin cuvânt, bineînțeles, cu acest cuvânt al lui Dumnezeu, a început și undeva a atins și a tăiat și acolo a durut. Și apoi, dar în tot timpul, să știți că atunci când vorbește Dumnezeu și când Dumnezeu taie, când Dumnezeu acolo unde e murdar, curățește prin Evanghelie, prin cuvânt, observați că Duhul lui Dumnezeu este acela
care dă înțelepciune celui care vorbește, să aducă cuvântul înapoi și să găsească cuvinte acum de legare a rănii, de balsam, de a pune balsam peste rană, ca ea să se vindice aproape că tu nici să nu observi lucrul acesta. Însă pentru a se produce această lucrare în viața noastră, fiecare dintre noi trebuie să stăm și trebuie să avem o inimă deschisă la cuvântul lui Dumnezeu și să asculte să spunem și noi. Am încercat cu tare lucru, am încercat atâtea lucruri, dar dacă tu îmi spui, dacă tu din seara aceasta prin Evanghelie îmi spui prin cuvânt că trebuie să vin la biserică, că trebuie să fac asta, că trebuie să fiu atent la lucrurile cu tare, că trebuie să am în vedere atâtea și atâtea probleme, pe lângă problemele familiale pe care le avem fiecare dintre noi, la cuvântul tău încerc și fac și aceasta. La cuvântul tău încerc să arunc mreaja în lumea aceasta, pentru că dacă tu mi-ai spus în după masa aceasta că trebuie să arunc mreaja în lumea aceasta ca să prind pește, ca să aduc oameni prin trăirea vieții mele, prin viața mea însăși, prin schimbarea vieții mele, prin schimbarea gândurilor mele, prin a-mi preface mintea și cugetul minții noastre în tot ce e bun, în tot ce e bun, ca în felul acesta să pot face, să pot atrage în mreajă ceea ce eu doresc, ceea ce îmi doresc de fapt atât de mult lucrul acesta și oamenii prin însăși viața, prin însăși purtarea noastră, prin însăși lumina care o producem, care o răspândim în jurul nostru să vină la pocăință și Domnul să ne binecuvinteze. Petru nu realiza atunci când a ascultat ce se va întâmpla până la final, deși el a spus, la cuvântul tău fac lucrul acesta, dar el nu cred că a realizat, păi e imposibil, dacă au spus lucrul acesta, o să vezi câți pești o să prindem, câți o să... Nu cred că a realizat. Și de multe ori nici noi nu realizăm în viața noastră când primim unele porunci din partea lui Dumnezeu, nu realizăm multe lucruri, ce se poate întâmpla până la finalul acestei lucrări. Însă, priviți-l pe Petru, în versetul 5 vorbește cu Domnul Iisus și spune: Învățătorule, dacă tu zici, eu te fac lucrul acesta. Și dacă coborâm și citim câteva versete mai jos, în versetul 8, el deja vine și spune, când a văzut minunea care s-a produs, zice: Domnul meu și Dumnezeul meu, slăviți să fie numele Domnului. Amin. Pentru că de multe ori când observăm minunile în viața noastră și când vedem că totuși Dumnezeu a lucrat peste măsura credinței noastre, peste măsura nădejdei noastre pe care am avut-o, desigur, bucuria noastră se reflectă și se manifestă sub diferite forme, însă de cele mai multe ori se reflectă în felul acesta: Domnul meu și Dumnezeul meu. Însă este atât de important ca să nu ne pierdem credința, să nu ne pierdem nădejdea și chiar din mijlocul încercărilor, pe Domnul nostru și Dumnezeul nostru să-L considerăm în continuare Domn și Stăpân și Dumnezeu Atotputernic. Este important în viața noastră să dăm cinste celui care o merită, indiferent. Omul lui Dumnezeu spunea, chiar dacă nici grajdurile, nici ambarurile, deci vor fi goale toate într-un cuvânt, vă spun așa mai rapid, nu? Eu tot voi lăuda pe Domnul, tot mă voi bucura și voi lăuda pe Domnul, slăviți să fie numele Domnului. Este important, uitați, să ai credința aceasta, să ai nădejde aceasta. Și mai mult ca atâta, noi, cei care am ascultat, pentru că observăm, ascultăm de atâtea ore, atâtea predici și ascultăm cântări și am văzut minuni în viața noastră din partea lui Dumnezeu și când e vorba ca să manifestăm, să reflectăm credința noastră, nădejdea care o avem, suntem atât de slabi. Dar când e vorba de a reflecta și de a ne răzbuna, considerând că avem dreptate în sensul acesta, mă gândesc așa, nu m-am gândit până acum niciodată, oare ce s-ar fi întâmplat, ce ar fi spus Simon, învățătorul, ce ar fi spus Simon Domnului Iisus Hristos, să umble și să tragă corabia și să nu fi prins niciun pește. Ce ar fi spus? Dar avea motive, însă niciodată. Cuvântul lui Dumnezeu spune că niciun cuvânt al lui Dumnezeu nu este lipsit de putere și toate cuvintele Domnului sunt lipsite de putere.
Spuneam că încercăm de multe ori ca să facem diferite slujbe în biserică, diferite lucrări, însă în urma lor realizările sunt puține sau chiar deloc. Trebuie să ne gândim și să ne cercetăm, în primul rând să le vedem, nu cumva am încercat să facem noaptea. În ce vorbesc, vorbesc spiritual, frate și rău. De aici deduceți mai departe, timpul trece, nu din cap să dăm foarte multe explicații. Nu cumva lucrarea ta ți-o faci noaptea? Au mai fost oameni care au venit la Domnul Iisus Hristos noaptea pentru că le era rușine, le era frică, aveau o anumită slujbă, aveau anumite funcții și, nu? De datorită acestui lucru, au venit noaptea. Însă, era important că atunci, în vremea aceea, când Domnul Iisus Hristos stă de vorbă cu el când îi venise noaptea, îi se istorisește și îi se descopere tot în față și totuși a avut această putere ca să-L creadă pe Dumnezeu. Un alt punct este, nu cumva ai început să lucrezi și ceea ce faci, nu faci din porunca lui Dumnezeu și faci dintr-o anumită râvnă deșartă și în urma lucrării zero realizări și apoi lucrezi un an, lucrezi doi și când vezi că n-ai realizări te plictisești, pentru că așa suntem noi oamenii, fiecare dintre noi, când vezi că nu mai sunt realizări, te plictisești de lucrare și să vină altul, să facă altul. Nu ăsta e planul Domnului și nu asta dorește Domnul de la noi. Prin însăși viața noastră, prin însăși felul nostru de a trăi, prin însăși felul nostru de a ne manifesta caracterul nostru, ca cei care văd în noi, privesc înspre noi, să vadă în noi o lumină, noi trebuie să înțelegem că atunci când învățăm pe cineva, noi trebuie să fim undeva ancorați. Nu din mijlocul valurilor, noi trebuie să fim undeva într-o corabie. Și când predici, fratele meu, te gândești, ești în corabie, atunci când cânți, când ești în față și cânți, și nu numai, când stai acolo și cânți, pentru să ne gândim fiecare, indiferent de unii, de aici, de acolo, acasă, pe drum, pe bicicletă, în mașină, mergând, când noi cântăm, îi aducem slavă lui Dumnezeu, îl glorificăm, îl facem o slujbă înaintea Domnului. Suntem noi în corabie? Sau de undeva, plutind, încercăm să facem și noi ceva, pentru că ne este intrat în reflex această lucrare, însă rezultate sunt zero. Dacă da, ești în această corabie, încearcă și ieși din mijlocul mulțimii, din mijlocul oamenilor, din mijlocul acestei lumi, îndepărtează corabia și cu siguranță vei primi putere în ceea ce faci, apoi devotează-te pentru Domnul cu tot ce ai, ca și Simon. Simon putea să spună, Doamne Învățător, dar numai corabia mea, nu o să te încercat în ea. Când ești cel mai aglomerat, când ești cel mai nervos, când n-am prins nimic și nu mai știu ce să voi face săptămâna aceasta, bani, probleme, trebuie bișnițul meu să duce, deci, nu? Dar poate Dumnezeu are nevoie de tine, poate Dumnezeu are nevoie de casa ta să găzduiască pe cineva, are nevoie de tot ce ai, de ce ai tu, cu ce te-ai binecuvântat, pentru că nu deja banii le-ai dat. Nici mie și nici ție. Sunt ale Domnului toate. Împreună cu noi, noi tot ce avem, împreună cu ele, suntem al Lui Dumnezeu. Slăviți pământul cu tot ce este pe El, este al Domnului. Deși venea șmecherul de Satan și spunea, le vezi toate acestea? Să-i ale mele, măi. Dacă tu faci ce spun eu, așa te binecuvintez, toate ți le dau ție, nici nu-mi pasă că le pierd, ți le dau ție toate. Încerca ca să le atragă. Însă, Domnul Iisus Hristos vine și se apără și spune, însă ca să te aperi cu ceva, nu? Împotriva unei acuzații, vii și te aperi cu o anumită lege, dar ca să te poți apăra cu legea aceea, tu trebuie să cunoști legea, ca să poți să te aperi cu cuvântul lui Dumnezeu, tu trebuie să cunoști cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să-L răsfoiești și trebuie să-L citești. Și Domnul să ne binecuvânteze pe toți. Apoi, nu uita în viață la cuvântul Domnului, fă ce ți se spune, pentru că și cuvântul lui Dumnezeu își are putere în viață. Când stă de vorbă Ilie cu Ahab, când se spune Domnul trebuie, bine, a venit timpul, a venit momentul, Ilie când se te înfățișeze înaintea lui Ahab,
Ahab, și Ilie se întâlnește cu Obadia și spune, du-te la împărat și spune că vreau să mă înfățișez înaintea lui Obadia. Îi spune, bineînțeles, pretutindeni te-a căutat. Întreaga împărăție a pus-o să te urmărească. Și în momentul când dă ochiul, zice, tu ești cel care nimicești pe Israel, nu eu. Și tu, pentru că ai depărtat poporul de la legile lui Dumnezeu, l-ai depărtat de la cuvântul lui Dumnezeu, v-ați îndepărtat de la fața lui Dumnezeu și acum Dumnezeu vă răsplătește ceea ce ați făcut. Nu l-ați determinat prin însăși viața voastră pe Dumnezeu ca să aducă ploaie pe pământ și l-ați determinat ca să vă răsplătească după cum voi faceți față de El. Să nu uităm, cuvântul lui Dumnezeu în viața noastră și are putere. N-am făcut niciodată, frați și surori, o loterie din Scriptură, din cuvântul Domnului, dar au fost momente când m-am plecat pe genunchi și n-am avut altă modalitate, n-am avut altă șansă, ceva, simțeam ceva, că trebuie să-mi vorbească Dumnezeu, trebuie să-mi descopere Dumnezeu. Și în cea mai mare sinceritate m-am plecat pe genunchi cu familia în limita posibilităților când am deschis cuvântul Domnului și Domnul mi-a vorbit în tocmai la timp și la fix, slăvit să fie numele Domnului. Mărturisesc și vă spun încă o dată, n-am făcut dintre această loterie, pentru orice moment, pentru orice problemă, hai că să deschid cuvântul Domnului, pentru că au fost și cazuri de acestea și cunosc oameni care aveau obișnuința aceasta, pentru ori ieșea din casă, deschidea cuvântul, ce spune Domnul, ce spune, nu? Aveam o vecină acolo în care eu eram mutat de la Bistriță și primește de la copii un telefon și spune, vedeți că v-am scos bilete la avion și în data de veniți în Irlanda. Când auzi maica să de lucru acesta, eu nu vin cu avion. La un moment dat, bine, o să vin, dar o să întreb pe Domnul, să vezi ce spune Domnul. Ce să mai întreb pe Domnul? Mamă, că eu ți-am cumpărat bilet. Nu e nicio problemă, eu întreb pe Domnul și deschide cuvântul Domnului și se deschide și zice, vei muri și nu vei mai trăi. Unde îl întreabă, îl trimite împăratul pe un slujitor și duce și întreabă pe Domnul pentru mine să vezi mai trăiesc sau nu mai trăiesc, că nu mai rețin acum exact unde care. Nu merge exact când descrie și spune, vei muri, Domnul mi-a spus că vei muri și nu vei mai trăi. Și se deschide chiar versetul ăsta, oh, nici nu gândesc. Nu așa trebuie să făcute lucrurile. Dar când încerci și când Dumnezeu vede că nu ai altă șansă, când Dumnezeu vede că deja ți-ai pierdut orice speranță și nu-ți mai aduce aminte de nimic din ceea ce ți-a spus El altă dată, pentru că atât de mult te-ai îndepărtat de Domnul, dacă faci lucrul acesta și ai în tine puterea lui Dumnezeu și Duhul Sfânt care ți l-a dat și cu care ne-am binecuvântat în frații și rău, lucrează în viața noastră și ne trezește și dăm loc Duhului Sfânt în inima noastră ca să lucreze, desigur, făcând lucrul acesta în cea mai mare sinceritate, Dumnezeu este imposibil să nu ne răspundă. A fost în locuri, vă spun sincer lucrul acesta, a fost în locuri în care am fost în mijlocul pădurii, m-am rătăcit, nu mai știam și am spus, Doamne, arată-mi pe unde să mă duc. Închid ochii și mie să mă arăți drumul pe unde să mă duc. Că altfel vine noaptea aici și mă mănâncă fiarele pădure. Și Dumnezeu mi-a arătat lucrul acesta și mi-a scos înainte de a se înopta noaptea întreaga, m-a scos într-un sat în care, la câțiva kilometri, am fost pierdut în mine. Și am ieșit din rod, n-avea că în baia bor și prin mine, prin pământ, pentru că Dumnezeu m-a coordonat și m-a dus lucrul acesta. Și tot prin rugăciune. Slăviți să fie numele Domnului. Sunt atâtea lucruri de mărturisit în viața noastră. Pentru că dacă noi stăm la dispoziția lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu își va avea putere în viețile noastre. Apoi binecuvântările pe care le primim din partea lui Dumnezeu. Aș dori să le gestionăm fiecare dintre noi în felul acesta cum le-a gestionat. Și dacă citiți versetele mai jos, cum le-au gestionat și acești oameni, au chemat și prietenilor, au chemat pe cei vecinilor ca să împartă și ca să poată, pentru că deja pentru ei era ceva imposibil ca să poată să urce în mreaja cu atâta pește în corabie și au început să facă. Deci gândește-te că dacă până la urmă urmi o pâine o ai și tu crezi, că ea este pentru o săptămână, nici vorbă, că Dumnezeu își are în vedere lucrul acesta ca să binecuvinteze, ca pâinea aceea nici să nu se strice, să-ți și ajungă atâta timp cât tu stai înaintea lui Dumnezeu. Nu știu dacă v-am mai spus lucrul acesta, cred că eram în profesională și au venit niște frați la biserică la noi acolo, la Bistrița, și au fost vreo 8, dacă nu greșesc, sau chiar 9, și tata i-a luat și i-a dus acasă. Când i-a văzut mama, a văzut că vine, băi, omule bun, dar veni și n-a absolut nimic, că n-am făcut ce avem. Cum era atunci, nu zic așa acum, atâtea, în felul 1, felul 2. Era o zamă de fasole făcută sau de ceva și avem
Trebuie să facem o mărire, să facem ceva de o prinși. Avem în mijlocul nostru un păstor, fratele Simion Alexi, care la momentul respectiv a spus, stați liniștit, ne rugăm înaintea Domnului și dintr-un sfert de pâine, frașilor, ne-am săturat și vă spun sincer că Dumnezeu ne-am săturat. Toți am mai fi rămas. Și pentru cei mai mici, pentru frații noștri cei mai mici. Slăviți să fie numele Domnului. Domnul face minuni în viața noastră, Domnul ne ascultă, Domnul ne binecuvintează. Atât ne trebuie nou, să stăm la dispoziția Lui. Călcați pe urmele mele, întrucât eu calc pe al lui Hristos. Atât de greu este în viața noastră pocăința aceasta? Să venim la biserică, să ascultăm cuvântul Domnului. Aici să încercăm să facem slujbă, să stăm, să pecheim în viața noastră. Uitați câte sunt. Domnul să ne binecuvinteze. Doresc să rămân la acestea cuvinte. Spuneam că la 10, dar am mai prănuit un 5 minute până la 15 o să încerc ca să mă retrag. Cum bine știți, mă duc la servici. Doresc ca Domnul să binecuvinteze biserica aceasta. Rugați-vă pentru cei pe a căror urme se sprijinește Evanghelia în biserica aceasta, pentru cei pe a căror urme se sprijinește cuvântul de laudă și de închinare înaintea lui Dumnezeu, pe cei care se roagă pentru biserica aceasta. Poate unii nu vin așa de des, dar ei se roagă acasă, însă vine Evanghelia și spune, nu părăsiți adunarea voastră, cum au unii, au obiceiul, Domnul să vă binecuvinteze și pe voi, dar și pe mine împreună cu voi și slăviți să fie numele Domnului pentru toate.